În ședința Consiliului Local din Năvodar a fost aprobat bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2015. În condițiile în care primăria Năvodar nu a primit niciun ban de la bugetul de stat, autoritățile locale încearcă să continue cu succes proiectele existente. Sumele din fondurile externe nerambursabile aferente acestor proiecte în derulare 109.865.232. 109. Deci astea 8, sunt banii veniți care vin din fonduri externe, da. Deci și cei dinainte, subvențiile și ceilalți, sunt doar pentru proiectele. Deci la valoarea contractului de finanțare semnat, rămas de executat anul acesta până la sfârșitul anului, pentru că ele sunt, se finalizează toate anul acesta. Pe lângă lărgirea drumului Năvodar-Constanța prin stațiunea Mamaia, primăria are în plan finalizarea pieței de pește și centrului de afaceri. Toate acestea necesită cofinanțare, deși sunt proiecte cu fonduri europene. Pentru a nu bloca investițiile, consilierii au găsit o cale de mijloc. Au analizat toate propunerile și le-au inclus în buget doar pe cele urgente. Sumele, pentru tot ce ați hotărât voi, puteam eu să le introduc acum. Am luat puțin din fiecare, rămânând ca pe viitor să ne să mai consolidăm. Deci bugetul consolidat este 248.632.485, din care deci, e constituit din deci, 248 de milioane 632.485 pe venituri. După analizarea bugetului, care include atât veniturile din fonduri proprii, subvenție de la bugetul de stat, în care intră cota de cofinanțare pentru proiectele aflate în derulare, operațiuni financiare, cât și cheltuielile, consilierii l-au supus la vot. Documentul a fost aprobat, deși la prima repartizare a sumelor defalcate din veniturile de la bugetul de stat, impozitul pe venit și TVA, orașul Năvodar nu a primit absolut niciun ban.